Bine, fratele Daniel este un fiu al acestei biserici. Înseamnă și pacea Domnului. Pacea Domnului. Trebuie să explic cum sunt primele din un fiu. Sunt în acest sabat aici alături de soția mea, Roxana Florea, acum. Fost membra acestei biserici sau nu neapărat membra. A copilărit în această biserică, nu? Probabil vă amintiți de ea sau poate nu mai recunoașteți că s-a schimbat mult. Este un sabat al unității, putem să-l numim și așa, al reîntoarcerii acasă și al unității. Și m-am gândit ca preț de câteva minute să ne gândim la tema aceasta a unității în biserica noastră, în biserica de aici, în biserica adventistă în general și nu numai și în familiile noastre. Vreau să vă relatez o ilustrație înainte. Se spune că într-o noapte friguroasă, 6 oameni au naufragiat aproape de o insulă. Și au ajuns ei până la insulă și așa, pe întuneric, era înserate, au pornit cu toți în căutarea lemnelor de pe acea insulă. Și s-a întors fiecare, au aprins un foc acolo și acum era jar, focul era gata să se stingă, dar fiecare din cei 6 avea câte un lemn în mână. Un lemn destul de mare pe care, punându-l acolo pe jar, putea să mențină focul, poate până la ziua. Acum, în lumina focului gata să se stingă, unul din ei, era un imigrant, s-a gândit, știa că trebuie să stingă lemnul acolo și s-a gândit, cu siguranță, toți acești oameni din grupul acesta mă urăsc. Cu niciun chip nu o să pun eu lemnul acolo, ca și ei să se încălzească. Între ei mai era și un om bogat care se gândea în momentele acele la vilele lui, la contul din bancă, la mașini și cu egoismul specific s-a gândit că nu va pune cu niciun chip lemnul lui pe foc pentru ceilalți. Erau și doi adversari politici acolo și unul din ei, văzându-l pe celălalt în lumina focului, și-a amintit de toate discuțiile lor și nici el nu a pus lemnul la strâns și mai tare la spate. Și așa fiecare din cei 6 și-a ținut lemnul. Și povestea spune că a doua zi cei 6 oameni au fost găsiți morți de frig. Dar nu datorită frigului de afară, ci datorită frigului din inimile lor. Este o ilustrație care sugerează ideea unității. Și în continuare vom dezvolta puțin această idee. Știți că unitatea este unul din punctele noastre de doctrină. Dacă v-ați uitat de curând pe cuprinsul manualului de doctrină, veți vedea un titlu, Unitatea în trupul lui Hristos. Deci este un subiect foarte important. Să ne gândim acum puțin la Biblie și la câteva exemple de unitate. Ce exemple de unitate vă vin în minte? Oameni care au fost uniți în realizarea unui scop. Sau lipsa unității. Îmi puteți da un exemplu? Puțin mai tare. Da, mulțumesc cei ucenicii din camera de sus. Au fost uniți și realizarea lor a fost mare. Un alt exemplu? Vă mai vine în minte ceva?
Vreau să deschidem la Geneza 3. Deci, eu aici am găsit primul exemplu de unitate. Geneza 3 cu 12. Unitate și, în același timp, distrugerea unității. Omul a răspuns: femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Până atunci Adam și Eva fuseseră pe deplin uniți. Dumnezeu îi creaseră în mod perfect, într-un mediu perfect. Și ei fuseseră uniți în multe lucruri, în toate lucrurile. Dar, odată cu intrarea păcatului în lume, iată ce face Adam. El care, până în acel moment, a fost dispus să își dea viața pentru Eva, pentru că acesta este și motivul pentru care și el a mâncat din măr, probabil că a știut că Adam o iubea atât de mult, încât a fost dispus să moară împreună cu ea. Atât de unit a fost, să zicem. Și după ce și el mănâncă și păcatul intră în om, el îl acuză atât pe Dumnezeu cât și pe femeie. Femeia pe care mi-a dat-o, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Pentru mine acesta este primul exemplu din Biblie de lipsa unității. Și pornește chiar din familie. De ce este importantă unitatea? De ce trebuie să avem pe lista noastră de rugăciune și subiectul acesta? De ce trebuie să luptăm pentru aceasta în familie noastră și în biserică? De ce credeți? În continuare, voi citi un scurt pasaj din Hristos, Lumina Lumii, capitolul 74, ca să înțelegem de ce este importantă unitatea. El ne scrie că, pe când se apropiau de grădină, ucenicii au observat schimbarea petrecută cu învățătorul lor. Niciodată până atunci nu-l văzuseră atât de trist și tăcut. Pe măsură ce înaintau această stranie tristețe, se adâncea tot mai mult. Și totuși, ei n-au întristit să-l întrebe care era motivul acestei stări. Ființa sa se clătina ca și când era gata să cadă. Ajungând în grădină, ucenicii se uitau cu grijă să găsească mai curând obișnuitul său loc retras, pentru ca Domnul lor să se poată odihni. Fiecare pas pe care îl făcea acum, îl făcea cu mare efort. El gemea cu glasare ca și când se afla sub greutatea unei poveri teribile. În două rânduri, ucenicii săi l-au sprijinit, altfel ar fi căzut la pământ. Vă amintiți ce moment din viața lui Iisus era acesta? Ghețemat, cu o noapte înaintea răstignirii sale. A ajuns în starea aceasta în grădină, așa cum nu mai ajunsese niciodată până atunci, și acolo s-a rugat. S-a rugat pentru că avea nevoie ca el să fie întărit și s-a mai rugat pentru ceva. Aș vrea să deschidem la Ioan 17. Acolo unde găsim rugăciunea lui Iisus. Și de aici voi citi câteva versete, 11 și 21-23. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. Și de la 21. Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și Tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și că i-ai iubit, cum ai iubit pe mine. De câte ori ați auzit ideea aceasta de una sau unitate? În patru versete. Eu am numărat, sunt patru referiri la a fi una.
Înțelegeți de ce? În acele momente, dinaintea morții lui, iată care era preocuparea Domnului Iisus. Unitatea acelora pe care, cu care umblase 3 ani și jumătate, cu care discutase, se rugase. Deși era foarte încercat și el în acele momente, a simțit nevoia să mijlocească pentru ei, pentru unitatea dintre ei. Și vreau să ne întrebăm acum, fiecare, este unitate în biserica noastră? Luptăm pentru unitate? Este unitate în familiile noastre? Dacă suntem sinceri cu noi și ne recunoaștem că unitatea nu este un lucru ușor. Mă gândesc la familia în care am crescut și mi-amintesc că și între părinții mei au existat dispute, să le numesc, și în relația mea cu Roxana văd că unitatea nu este un lucru ușor. Trebuie să renunțăm unul la altul, să renunțăm la pretențiile noastre, trebuie să luptăm pentru a fi uniți. Aș vrea să citim câteva versete, 2 din Galateni, pentru a vedea cum realizăm unitatea. Cum realizăm această unitate dorită de Hristos. Și voi citi din Galateni 3, o versete, căci toți suntem fiii lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobo, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească, pentru că toți sunteți una în Hristos. Iar în Roman 12, încercați să descoperiți asemănările dintre aceste două versete. 12:4-5 scrie că și după cum în trup avem mai multe mădulare și mădularele nu au toate aceea slujbă, tot așa și noi care suntem mădulare alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Cum realizăm unitatea? Ce vă spun aceste versete pe care le-am citit? Dacă ați fost atenți, este o expresie care se repetă în ambele versete. În Romani apare ca alcătuim un singur trup în Hristos. În Hristos apare și aici și acolo. Fiecare din noi trebuie să știm că fiecare în parte, că unitatea în familie și unitatea în biserică se realizează în Hristos. Vreau să citesc un pasaj din Căminul Adventist. Secretul adevăratei unități în familie și în biserică nu este diplomația, nici capacitatea de administrare, nici un efort supraomenesc de a înfrânge dificultățile, deși sunt multe de făcut și în privința aceasta, ci secretul este unirea cu Hristos. Și îmi place mult o comparație cu roata de bicicletă. Gândiți-vă la o roată de bicicletă care are butucul în centru, spițele, și să presupunem că butucul este Hristos, El este centrul. Spițele, cu cât se apropie mai mult de butuc, cu atât se apropie mai mult și una de alta. Este așa? Imaginea aceasta cred că este potrivită și pentru noi ca familie și ca biserică. Cu cât fiecare în parte, o spiță este una singură, dar cu cât ea se apropie mai mult de Hristos, cu atât ea se apropie mai mult și de ceilalți. Cu cât soțul îl caută mai mult pe Hristos,